Juniorii de ai clubului sportiv Vitorul Zalău joacă mai bine în deplasare decât pe propriul teren. În manșa retur din cadrul fazei interjudețene, echipa lui Laurean Flonta a fost la un pas de a obține o remiză în fața juniorilor de la FC Bihor. Stadionul municipal din Oradea a găzduit marți după amiaza manșa a confruntării dintre juniorii de a echipei FC Bihor Oradea și gruparea similară a clubului sportiv Vitoru Zalău. După eșecul usturător înregistrat pe teren propriu, scor 0 la 6 cu numai 3 zile înaintea partidei de la Oradea, elevii lui Laurean Flonta s-au mobilizat exemplar în jocul de marți și au avut o evoluție care a surprins echipa gazdă. Din păcate, la fel ca și în jocul tur, sălăjenii au încasat în prima repriză două goluri, astfel că Bihor Renia au mers la cabine la adăpostul unui avantaj liniștitor. Spre satisfacția tehnicianului echipei viitorul, sălăjenii nu au revenit timorați de la vestiar și au dominat jocul în partea secundă. Mai mult de atât, Cristian Mureșan a marcat primul gol al reprizei a doua și a redus din diferență, iar scorul ar fi putut să se încheie egal dacă oaspeții nu ar fi ratat o ocazie rarisimă. La ultima fază de joc a întâlnirii, când jucătorii ambelor echipe nu mai sperau la nimic și așteptau fluierul de final, gruparea gazda a reușit totuși să mai puncteze odată și partida s-a încheiat cu scorul de 3 la 1. Față de meciul tur în care ne-am speriat de fizicul adversarului datorită faptului că echipa mea este formată din jucători mai tineri decât cei e formație adverse, acum lucrurile au stat altfel. La ora am jucat mult mai bine, chiar am dominat jocul în anumite momente. Păcat că am ratat câteva oportunități de a egala și păcat de lipsa de concentrare de la ultima fază a jocului. Una peste alta, ca și o concluzie, cred că jocul de la Hereclan a fost un accident. Următoarea competiție, la care va fi prezentă cel puțin o grupă de copii din cadrul Clubului Sportiv Viitorul Zalău, va avea loc mâine la Cluj-Napoca cu prelejul turneului internațional Fotbal a la Cluj, turneu ajuns la cea de-a patra ediție. Competiția este organizată de Fotbal Club Viitorul Cluj Junior, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca.